Suntem Alina Cojocaru și Andrei Giurgia și în fiecare miercuri de la ora 13 suntem față în față cu oamenii, problemele și soluțiile Iașului. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun Alina Cojocaru și Andrei Giurgia la un nou sezon al emisiunii Față în Față. Fiind un sezon nou și noi venim către voi, ascultătorii Viva FM, cu noutăți. Din această toamnă, după cum bine știți, emisiunea Față în Față este realizată de Alina Cojocaru și subsemnatul Andrei Giurgia în fiecare miercuri de la ora 13 și pentru început trebuie să mărturisesc, mă bucur să fac din nou echipă cu Alina Cojocaru, echipa care nu a început să emită pe frecvențele Viva FM și acum un an și jumătate. Alina, bine ai revenit! De această dată suntem parteneri într-o emisiune în care vom dezbate, vom analiza, vom trage la răspundere și, bineînțeles, vom încerca să găsim răspunsuri la care ieșenii și nu numai așteaptă un răspuns și un verdict de foarte mult timp. Bine te-am regăsit, Andrei, da, uite, m-am și emoționat. Trebuia să amintești tu de prima ediție pe care am făcut-o împreună, da, și mie îmi face mare plăcere, după cum și spuneam săptămâna trecută, să ne reîntâlnim și împreună, într-adevăr, să scoatem la iveală sau să readucem în atenția ascultătorilor subiecte care nu că nu dispar, parcă uneori nici nu au rezolvare, știi? Dar e important că de fiecare dată suntem aici să dezbatem, să ascultăm vocea ieșanului, să aducem în fața ieșanului oameni de valoare și subiecte care merită atenția noastră de fiecare dată, la care sperăm noi să găsim și tot felul de soluții. Le reamintim ascultătorilor noștri, ne interesează societatea în care trăim, ce promit și ce realizează politicienii noștri. De discuții ne-am cam săturat, de propuneri pentru a modifica anumite legi la fel. E important ce se face concret. Aici vrem să ajungem pentru a nu suferi, pentru că dacă ne referim și la tema pe care o propunem ascultătorilor noștri în această după-amiază, e clar, avem o problemă. Ce facem cu tinerii noștri care părăsesc țara și vor să facă studii în străinătate. Mulți dintre aceștia aleg să nu se mai întoarcă. Iată, aici e problema pe care am identificat-o. Sunt foarte multe sondaje cu privire la numărul tinerilor care nu se mai întorc în țară. Sunt specialiști foarte buni, poate pregătiți pe băncile școlii de aici din țară, dar imediat au plecat. Dar despre toate acestea vom dezbate, vom dezvălui mai multe lucruri interesante pe care le-am pregătit alături și de invitata noastră. O dezvăluim puțin mai târziu. Până atunci, vă reamintim, avem și un număr de SMS 0753 100 300 dacă doriți să participați și să fiți activi în cadrul emisiunii noastre cu întrebări, vă stăm la dispoziție dacă sunt și sugestii de asemenea și dacă vă este mai ușor, avem și o pagină de Facebook Viva FM Iași, așteptăm acolo mesajele voastre. Și apropo de ceea ce spuneai, poate nu e o problemă aceasta că pleacă studenții la studii în străinătate sau că au această alternativă, o alternativă pe care noi nu am avut-o. Și atunci asta n-ar fi neapărat cea mai mare problemă. Problema este când pleacă profesioniștii sau când studenții care au studiat în străinătate rămân acolo. Și de ce rămân acolo? Din vari motive. Pentru că în străinătate universitățile care investesc în pregătirea academică, dar și practică prin internship-uri, și doresc să rămână cei mai buni. Și atunci te întrebi, bun, păi cum îi convingem noi să se întoarcă? Cum îi convingem? Numai prin dorința asta pe care noi exprimăm tot timpul, hai, întoarce-te și ajută-ne să mergem mai departe, să facem progresul. Da, repet, nu considerăm că e o greșeală, e bine să ai alternativa, e bine să alegi în viață și până la urmă despre asta este vorba de fiecare dată, însă probabil ce ne surprinde e că în continuare alternativa românească de învățământ este nu deficitară, ci dimpotrivă nu înregistrează un progres pe care noi ni l-am fi dorit să fie unul mai accelerat, să fie nu știu, plin de lucruri inovative, să avem specializări noi, profesori mai bine pregătiți, orientări de practică mult mai multe sau o aplicare a mediului privat, că la stat nu știu dacă se poate, în a oferi internship-uri studenților, din anul 2 măcar, dacă nu mai devreme. Acest lucru în acest moment și știu cazuri concrete se întâmplă la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Chiar de pe timpul studenției mele citeam anunțuri că firma X cu capital privat face internship-uri pentru a recruta studenți pe piața muncii din țara X sau Y. Deci nu neapărat în România. Ei făceau recrutare pentru tineri pentru a munci în străinătate. De pe atunci un salariu motivant și era clar, erau cozi de tineri care vroiau să se înscrie în
în cadrul acelui schimb de experiență și anumite companii au înțeles acest mesaj. Din păcate, nu se întâmplă peste tot la toate universitățile, pentru că suntem din domeniu, cunoaștem ceea ce se întâmplă, știm în continuare cum se predă la anumite universități, la anumite specializări. Nu se face practică. Aici e problema, pentru că chiar dacă sunt buni profesioniști, în teorie, să spunem, ne lovim de acel prag atunci când trebuie să aplicăm ceea ce învățăm. Și de aici vine acel cerc vicios în care ne... învârtim exact, de ne învârtim dată, unul da, după și altul și nu știm unde vom ajunge. La Universitatea Tehnică întotdeauna am aplaudat și am admirat tot ceea ce au încercat să facă și apropierea pe care o au de fiecare student în parte. Într-adevăr, pe piața din România, din Iași, pentru că la asta ne referim, pe asta o cunoaștem, sunt multe companii care își doresc interni. Acum trebuie să-și dorescă și studentul, știi? Că un internship nu poate fi din start plătit. Bun, hai să și aducem în atenția ascultătorilor un lucru foarte interesant pe care noi l-am descoperit în ceea ce a însemnat cercetare pentru acest subiect, un studiu realizat de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, care a solicitat date de la toate universitățile de stat din Iași, atenție, de stat, da, nu private, și aici e o discuție pe care ar trebui să o avem la un moment dat. Exact. În rândul celor 28 de instituții de învățământ superior consultate, arată că aproximativ un student din 3 care s-a înscris la studii nu a terminat facultatea. Ba mai mult, dacă scoatem din ecuație Universitatea de Arte și cea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, observăm că procentul se duce spre aproape 50%. Așadar, nu vorbim de studiile vocaționale, unde poate studenții și-au găsit abilitățile necesare și fac ceea ce le place, plus că viața de artist e de la început așa condamnată, cel puțin sunt foarte mulți care spun asta. Medicina și farmacie, nici aici, pentru că ajung să fie studenți cu greu și îți dai seama, efortul este considerabil și atunci îl duc până la capăt. Astfel, studiul realizat de către această Alianță Națională a Organizațiilor Studențești din România pentru anul 2015 a analizat ce s-a întâmplat cu generația care s-a înscris în 2013 și arată faptul că universitățile sunt unul din doi studenți, au bineînțeles, unul din doi studenți, s-au înscris și nu au terminat. Da, niște statistici care sunt îngrijorătoare, dacă stăm puțin și analizăm cu ceea ce se întâmplă în străinătate, acolo când vorbim de această rată, nu găsim astfel de procente. De exemplu, pe Iași, cifrele arată în felul următor, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, media abandonului, pentru că ajungem la abandonul universitar, a programelor de licență de 3 ani este de 45,48%, cea la Universitatea de Arte George Enescu de 30,15%, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, pe programele cu licență de 4 ani, pentru că acolo există aceste specializări care și-au păstrat această durată, vorbim de un procent de 44,85%. Agronomia nu a fost consultată pentru aceste cifre de către cei de la ANOSR, în timp ce UMF Iași face notă discordantă nu doar în rândul instituțiilor de învățământ superior din capitala Moldovei, ci și la nivel național, cu doar 15%. Te întreb care sunt motivele. Probabil un student își dă seama că prea multă teorie strică, nu? De aici universitățile care merg cu predilecție spre partea aceasta de teorie multă. Cei care au descoperit că pot face practică, pentru că la UMF se face practică. Chiar se face. Un an merg, da, văd ce se întâmplă, îți dai seama dacă la morgă te convinge sau nu această specializare. Oricum, acolo e altceva. La agronomie, probabil, de asemenea, sunt și mai puțini studenți și cu precădere cred că sunt veniți din mediul rural. Vorbim de asemenea și despre alte procente. De exemplu, există universități importante și cunoscute la nivel național care au o rată de renunțare de peste 50% și vorbim de Cluj. Da, iată, Clujul, la care nu ne-am fi așteptat, nu? Da, așa este. Unde toată lumea spune, domnule, mergem la Cluj, acolo se studiază intens. Uite că statisticile nu spun acest lucru. Atunci când vorbim de media, de exemplu, abandonului universitar, avem aceste două cicluri, studii de licență și licență și master, procentele la fel sunt cuprinse între 31% și 35%. Da, sunt cifre care prezintă o realitate. Întrebarea este ce facem și de ce tinerii ajung să abandoneze o specializare sau alta. Probabil sunt cazuri pe care le-am întâlnit
Sunt tineri care nu-și doresc neapărat să meargă la specializarea respectivă, merg la facultate pentru că sunt împinși poate la spate de părinți sau poate nu vor să stea acasă un an, sau poate chiar dacă s-au gândit că, domnule, vreau să urmez specializarea respectivă, nu le convine ceea ce găsesc acolo. Sunt dezamăgiți de program, de ce se întâmplă acolo, cum se face practică sau cum nu se face, și atunci preferă să renunțe și începe o altă specializare sau pleacă în străinătate. Sau își dau seama că nu e ceea ce își doresc să facă. Din start, aici vorbim probabil de o consiliere vocațională absolut necesară și care lipsește din nefericire pe piață, atât ca și cerere, cât și ca ofertă complexă. Însă, îți dai seama, ajungi în primul an împins de la spate de cunoscut sau de profilul la care ai fost la liceu și îți dai seama că acea specializare nu ți se potrivește absolut deloc, sau există presiunea socială, cea care spune că trebuie să te pregătești în facultate pentru o meserie, ceea ce, din punctul meu de vedere, repet, e personal pur, nu e corect, da? Nu te pregătește facultatea pentru meserie, o să te pregătească practica, o să te pregătească viața și foarte mulți alți factori. Însă e foarte interesant că, întrebați de ce renunță la facultate, foarte mulți spun din cauza costurilor ridicate, în ciuda faptului că România este una dintre țările care are studiile superioare gratuite. Da. Dacă facem analiză cu ceea ce se întâmplă în străinătate, atunci am vedea că suntem departe de acest nivel. Erau câteva studii, de exemplu, pentru un student care învață 6 ani la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, se cheltuiesc de la bugetul de stat 6.500 de lei. Din păcate, statul pierde practic acești bani în cele mai multe cazuri, fiindcă mulți absolvenți aleg să plece din România. Și cu banii dați și fără specialiști. Cam așa s-ar rezuma. Aici trebuie să vedem ce putem face pentru a-i ține pentru în țară. Ține alături de noi. Exact. Da. Bun, și pentru că tot vorbim alături de noi, e cazul să introducem și invitatul de astăzi, pentru că am adus alături de noi pe cineva care e foarte implicat de cel puțin 5 ani, în tot acest domeniu al educației, al plecării studenților la studii în străinătate sau, de ce nu, a celor care aleg România, cunoaște îndeaproape această realitate. Așadar, în această după-amiază, la noul sezon Față în Față, a revenit în studioul Viva FM Firuța Slevoacă, PR în marketing RIUF, Iași, bineînțeles. Vorbim despre alegerile pe care studenții le fac în materie de oferte academice, de ce nu, dar până să ajungem acolo, îi spunem bine a revenit Firuței. Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu astăzi în premier, așa, aici, la voi, la emisiunea Față în Față, și vă urez mult succes și mult spor. Mulțumim, să fie, avem nevoie de așa ceva. Știm că de foarte mult timp ai străbătut țara în lung și în lat, te-ai întâlnit cu tineri, ai fost în școli, ai fost în licee probabil, să discuți cu cei interesați despre învățământul în străinătate. Și nu numai. Sunt convins că au fost foarte multe întrebări, au fost foarte multe curiozități. Pentru început, tu pentru ce ești? Ca un tânăr să urmeze cursurile în România sau să plece în străinătate? Și nu fă referire la meseria pe care o ai sau exact. La compania pe care o reprezinți. Evident. Da, din punctul meu de vedere, susțin în continuare și învățământul din România, pentru că și în ceea ce facem la Educativa, susținem proiectele educaționale care poate o să transforme sistemul de aici, sistemul românesc, dar încurajez în același timp și studiul în străinătate, pentru că e o experiență care te poate dezvolta foarte mult, și susținem, și eu susțin personal, revenirea în țară după studii și implementarea ceea ce vedem poate în străinătate, a sistemelor educaționale, a sistemelor din societate, poate să le implementăm aici în România și să aducem o schimbare, pentru că asta ne dorim până la urmă. Tu ești un produs al învățământului românesc, presupun. Așa este. Și de asemenea știu că ai și vizitat foarte mult universități din străinătate. Ai văzut da. Care este sistemul acolo, cum sunt profesorii, cum sunt dotările. Spune-ne, consideri că finanțarea este importantă la o universitate? În sensul că, știu, în Marea Britanie un per student primesc undeva la 9.000 și ceva de lire, da? Da. În Danemarca vreo 10.000. În România am înțeles că numai 1.200.
Cam așa. E foarte important, din punctul meu de vedere, foarte importantă investiția pe care o face guvernul, pe care o face statul în universități, pentru că de aici vin dotările unei universități, de aici vin poate și profesorii mulțumiți de salariile pe care le au și de aici vine și succesul sistemelor educaționale din străinătate. Am văzut într-adevăr foarte multe universități din afară, din Marea Britanie, din Olanda, universități foarte bine puse la punct în ceea ce privește dotările și puteai să spui da, vin cu drag la universitate pentru că nu e un amfiteatru care se prăbușește poate pe mine peste două zile. Am cu ce să lucrez dacă sunt într-un domeniu în care pot să e business, e antreprenoriat, medicină poate, științe biomedicale. Am cu ce să lucrez pentru că am tot ce îmi trebuie acolo în universitate. Nu trebuie să mă duc în altă parte. Nu trebuie să, chiar și internship-urile poate pot să le fac acolo cu ajutorul universității. Așa este, însă ai menționat două țări, da, Marea Britanie și Olanda, în care studenții se împrumută. Tot vorbeam ceva mai devreme, unul din factorii pentru care renunță sunt costurile la noi în România. Da. Acolo ei se împrumută 9.000 și 2.000 de euro, nu? Așa este, da, 9.000 de lire și 2.000 de euro în Olanda, 9.000 de lire în Marea Britanie. Poate se împrumută pentru că știu că vor face această investiție tocmai pentru că primesc ceva în schimb. Adică în România auzim de foarte multe ori această discuție. O să trec la cu taxă, o să trebuiască să plătesc 2.000 de lei, care e o sumă mult mai mică decât cei 9.000 de lire sau cei 2.000 de euro. Însă poate că în România nu avem acest sistem de a ne împrumuta de la stat și nu putem să plătim în rate, periodic, după ce terminăm. Și în condiții mult mai flexibile. Și în condiții mult mai flexibile, bancar. Exact. Se încearcă acest lucru în acest moment. Sunt anumite universități care au apelat la servicii bancare. Mi se pare o idee foarte bună, că până la urmă poate în felul acesta încurajăm studenții să urmeze o anumită universitate și da, sunt dispuși să plătească această sau să se împrumute pentru taxa de școlarizare, pentru că li se pare că există pentru ce să dea banii respectivi. Bun, despre asta vom mai vorbi, nu? Neapărat. Ne întoarcem. Nu plecați nicăieri. Față în față a revenit pe frecvențele Viva FM. Un nou sezon. Discutăm în această după-amiază despre învățământul românesc față în față cu învățământul din străinătate. Așadar, suntem față în față, pentru că este miercuri, 13:24. Mă alături de colegul meu, Andrei Giurgia. Astăzi discutăm un pic și suntem față în față, sau punem față în față învățământul românesc și cel din străinătate. Am discutat un pic înainte de pauză și despre rata de abandon din România, în ceea ce îi privește pe cei care termină liceul. Se pare că, cel puțin în Iași, unul din doi studenți renunță la facultate, nu ajunge să termine din varii motive. S-ar părea că primul motiv ar fi cel financiar. Am discutat până acum un pic și despre alternativa de a studia în străinătate, o alternativă care vine și cu o serie de internship-uri sau oportunități pentru tinerii doritori de practică și de tot ceea ce înseamnă alte oportunități, poate un pic mai deschizătoare de drumuri. Așa să fie, nu? Noi asta sperăm, să deschidem toate drumurile, nu? Spre o carieră pe care sunt convins că orice tânăr și-o dorește și pe care am dorit noi să o continuă aici în țară, dacă pleacă să se întoarcă, pentru că dacă plecăm și noi, atunci ne întrebăm cine mai rămâne. Dar se pare că rămân o parte din acești tineri. Vă reamintim, în studioul nostru se află în această după-amiază Firuța Slevoacă, PR în marketing la RIUF Iași. O să vă povestim și despre ediția de anul acesta acestui târg, cel mai mare târg educațional din România, se întâmplă și la Iași. Până atunci, Firuța, aș vrea să ne spui ce descoperi atunci când mergi pe teren, pentru că asta le spuneam ascultătorilor noștri, că ai străbătut țara, ai fost în unități de învățământ și ai vorbit cu cei de acolo, cu tinerii. Ce te întreabă prima dată atunci când tu le vorbești despre învățământul din străinătate? Există multe întrebări din partea elevilor, fie că sunt ei clasa 12-a sau clasa 11-a, pentru că ne adresăm acestor două clase în principal. Cei mai mulți au niște mituri foarte bine întipărite în minte, cum că studiul în străinătate e doar pentru cei foarte bogați, de exemplu. Taxele sunt foarte mari, nu o să ne permitem să mergem acolo să studiem. Nu știu despre împrumuturile guvernamentale sau știu în ultima perioadă, mai mulți dintre ei, pentru că
sunt destul de multe informații. Ei sunt poate mai deschiși să intre pe site-uri, să vadă, să se informeze. Acum 5 ani, când am început prezentările, foarte puțin știau despre aceste împrumuturi și despre facilitățile pe care le oferă studiul în străinătate. Ce mai întreabă? Dacă trebuie să fie olimpici ca să fie admiși la universitate din străinătate, din nou un mit, cum că doar olimpicii, doar cei care sunt eventual olimpici internaționali la ceva pot să ajungă să studieze în străinătate. Și foarte mulți ne întreabă și de consilierea educațională pe care ar putea să o aibă pentru universitățile din România, pentru că noi oferim consiliere educațională gratuit pentru studiile în străinătate, îi ajutăm, îi îndrumăm, încercăm să le arătăm exact care sunt pașii în tot acest proces. Însă sunt unii, într-adevăr, care vor să rămână în România și ar avea nevoie cumva de sprijinul cuiva în toată povestea asta. Bun, și ce vă împiedică să oferiți acest serviciu? Ce ne împiedică? Din păcate, sunt foarte multe universități din România care nu sunt deschise la a colabora cu o instituție cum suntem noi, educativa. Și oare de ce, ne întrebăm? Nu știm exact care sunt motivele, nu sunt foarte, foarte bine enunțate uneori. De exemplu, admiteronline.ro e un site pe care l-am dezvoltat de câțiva ani încoace, unde încercăm să aducem toate universitățile din România sau foarte multe dintre ele, în așa fel încât pentru studenți, pentru viitorii studenți, cei care vor să fie admiși, să fie foarte simplu acest proces, să-și uploadeze pur și simplu documentele acolo, pe site, și să nu mai fie nevoie să se deplaseze până la Cluj, până la București, până la Timișoara, pentru că sunt oameni care aplică în diferite orașe și la diferite universități, și atunci ar fi mult mai simplu să intre pe site și să-și uploadeze acolo documentele și să plătească taxa de înregistrare. Știu că această platformă, de altfel, pe care nu ați inventat-o voi și nici noi, ci este model care funcționează în foarte multe alte țări europene, să rămânem aici, în spațiul acesta. Știu că lucrați de foarte mult timp la asta și mai mult decât atât că ați avut întâlniri individuale cu fiecare universitate în încercarea de a-i aduce la un loc, da, de a le oferi această platformă dezvoltată de cineva, da, pentru că nu erau costuri în dezvoltare, așa, și ați întâmpinat foarte multe reticențe din partea lor. Câte universități sunt acum pe admitere? În momentul de față, sper să nu greșesc, cred că sunt 6 la număr. Sunt și universități private, nu doar universități de stat. Universități care au fost mai deschise și au spus, ok, haide să intrăm pe această platformă. Nu este niciun cost pentru universități, deci, practic, ei aderă gratuit la această platformă, însă foarte multe dintre ele refuză, nu ne spun exact motivul, sau motivează că există deja o platformă pe care ei o folosesc, pe care ei o au pe site-ul propriu al universității și atunci nu e nevoie să mai fie parte sau participanți în platforma dezvoltată de noi. O platformă care uneori nu funcționează sau ea nu există, adică trebuie să recunoaștem, să spunem adevărul. Și aici pot să vin cu două exemple de platforme, una din Marea Britanie, care se numește UCAS, unde sunt toate universitățile. Un student poate să aplice la 5, da, la alegerea proprie, bineînțeles, nu la alegerea platformei, plătește taxa de mentenanță acestei platforme, care nu este o sumă colosală, ci dimpotrivă. Mai vin cu un exemplu din Olanda, StudyLink, da, o altă platformă pe care studentul poate să aplice, să pună acolo toate detaliile. Uite că ați venit și voi cu această platformă, da, de opțiuni. Da, o variantă. Și aveți doar 6 universități. Da, noi sperăm, deci e o muncă, e un efort, însă sperăm în educarea universităților din România și în aderarea lor la o astfel de platformă în viitor. Poate că aceste 6 dau startul, dar în viitor, peste câțiva ani, să conștientizeze că e nevoie să ne reunim undeva și să fie cât mai simplu pentru beneficiar. E sistemul deficitar la noi? Pentru că sunt convins că ești în măsură să ne oferi această informație. Și apropo de ceea ce spuneai puțin mai devreme, vedeam care sunt principalele cauze ale abandonului și pe locul 4 e chiar ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, consilierea în carieră din timpul liceului. De atunci contează ca tânărul să fie consiliat corect. Deci, practic, vedem că sunt anumite deficiențe, nu ale sistemului. Sunt anumite deficiențe, din păcate. N-am spus niciodată și nici în prezent pe care le facem, nu blamăm sistemul educațional românesc, pentru că nu e o variantă asta. Până la urmă, suntem foarte mulți dintre noi, cei care lucrăm și în educativa și nu numai, produsul sistemului românesc, educațional românesc. Dar există
acest sistem educațional din străinătate care vine cu o, poate o ofertă mai interesantă, poate cu anumite beneficii pe care nu le regăsim aici și e clar că un viitor student va fi mai atras. N-aș spune că e cel mai deficitar sistem, sunt atâția profesioniști aici, da, exact, susținuți de sistemul educațional românesc, însă cred că se poate mai bine, cu siguranță. În continuare, în schimb, ceea ce vorbeam și la început, Andrei, în continuare însă există o rigiditate, dacă vrei, în a îmbrățișa variante noi, propuneri noi sau minți deschise. Și ceea ce e ciudat, poate, e faptul că atât timp cât vine din afara instituției, da, o propunere sau alta, e întâmpinată cu un refuz, cu un blocaj. Poate aici ar trebui să lucrăm să fim un pic mai deschiși. Mă uitam acum pe opțiuni universitare, foarte interesant, trebuie să recunosc că nu mă uit foarte des dacă nu mai sunt student. Voi veți continua, nu? Presupun că veți încerca în continuare să le arătați, să le prezentați această ofertă. Așa este, e o muncă mult mai solicitantă decât atunci când lucrăm cu universitățile din străinătate, să lucrăm cu universitățile din România. Opțiuniuniversitare.ro e o altă platformă în care reunim toate domeniile de studiu din România, toate informațiile de care ar avea nevoie poate un student înainte, un viitor student înainte să ia decizia, și ne dorim ca fiecare universitate să preia bucățica ei și să aibă grijă de updatarea informației, pentru că e foarte greu ca o singură echipă sau câțiva oameni să facă acest research în fiecare an și să fie platforma bine pusă la punct. Așadar, asta este pentru învățământul românesc, ca să ne înțelegem. Da. Admitere online, opțiuni.ro, da? Da, da. Sunt două platforme pe care voi le-ați dezvoltat și le puneți la dispoziția învățământului românesc, pentru că n-aș vrea să se creadă că încurajăm învățământul în străinătate. Ni se pare o alternativă foarte bună. Exact. În același timp, hai să facem cumva să fie și cel din România o alternativă bună, în ciuda tuturor lucrurilor, nu? Așa este. Să fie competitiv. De ce? Nu? Pentru că e vorba de o competiție loială și până la urmă e vorba de aspectele și de cunoștințele și de practica pe care o face respectivul student în domeniul respectiv, pentru că vrem să aplicăm, nu? Clar, ceea ce faci la facultate. Din păcate, eu n-am avut această ocazie, terminând o facultate, o specializare de profil, nu atât cât mi-aș fi dorit, dar mi-am dat seama că sunt în România și trebuie să mă duc eu să bat pe la uși, să bat pe la porți, dar sunt puține aceste cazuri, pentru că doar dacă vrei să faci meseria respectivă, preiei tu frâiele, cum se spune, și încerci să obții maximum posibil cu ce ți se oferă acolo în țară. Plus că viața de student e frumoasă, au și curse speciale, am înțeles, în Iași, din 1 octombrie, nu? Da, sunt curse speciale. Încă se mai merge gratuit cu trenul, ceea ce se întâmplă și în străinătate, nu? Studenții, da, au anumite reduceri, dar dacă nu te ții de școală, atunci acei bani trebuie să-i restitui. Asta mi se pare foarte interesant. Da, acesta cu aceste curse a fost un subiect foarte interesant astăzi. Bun, revenim și cu altele. Rămâneți cu noi la Față în Față. Învățământul românesc este față în față cu învățământul din străinătate în această după-amiază aici la Viva FM. Vă reamintim, Andrei Giurgi, Alina Cojocaru au revenit pe frecvențele Viva FM. Nu încercăm să dăm noi verdicte, doar prezentăm o situație și vom trage concluziile la final. E clar, ne dorim un învățământ românesc performant, unul corect, și să nu mai plece tinerii din țară, pentru că apoi ne plângem că nu mai avem specialiști în absolut orice domeniu. Vă reamintim, în această după-amiază în studioul nostru se află Firuța Slevoacă, PR în marketing la RIUF Iași, și continuăm această discuție interesantă despre învățământul românesc și învățământul din străinătate. Înainte de pauză vorbeam despre ceea ce oferiți voi ca și alternative sau ca modalități de îmbunătăți atât admiterea la universitățile din țară, cât și prezentarea lor să fie cumva mai aproape de resursele pe care le folosesc până la urmă elevii, studenții, nu? Pentru că internetul este la îndemâna lor și atunci este normal să fie acolo prezent mai mult decât cu un site stufos pe care să uploadez PDF-uri, orare și așa mai departe. Am vorbit despre acest lucru și acum ne-ar plăcea tare mult să vorbim un pic și despre o altă alternativă pe care o puneți la dispoziția universităților din România, de RIUF, da? Acest târg minunat pe care îl avem de cât timp? De 12 ani în România, da. La București a fost prima ediție, am continuat mai apoi și în alte orașe mari ale României, cum ar fi Iași.
În Iași suntem de 10 ani în primăvară, se împlinesc 10 ani de când se întâmplă RIUF. Da, e o alternativă pentru universitățile din România care vor să se promoveze în cadrul unui asemenea eveniment, de amploare, spunem noi. Anul acesta au fost mai multe cele care au spus, da, venim la RIUF, pentru că și aici a fost o muncă în fiecare an. Invitam universitățile, încercam să le arătăm beneficiile de a participa la un asemenea târg. E muncă de convingere, nu? Da, muncă de convingere. Să vadă că există niște beneficii, niște rezultate pe care pot să le aibă după participarea la un asemenea târg. Observăm cumva diferențele față de alți ani, după cum spuneam. Anul acesta vor fi prezente 3 universități din România la Iași. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, care a fost destul de deschisă în fiecare an să participe și să-și promoveze oferta educațională. Și a înțeles că e un pas înainte dacă particip. Da, da, exact. Mai apoi avem Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pentru prima oară la Iași. Cred că și ei au înțeles că, după cum spuneați și voi, Clujul e o destinație interesantă pentru elevi, pentru viitorii studenți și hai să ne promovăm mai bine în toată țara, nu doar în zona de Transilvania, să mergem și la Iași, să mergem și la Timișoara, să mergem și la București. Și avem o confirmare de 90% din partea Universității București, care e posibil să fie și ea prezentă la RIUF Iași pe 12 octombrie. Așadar, 3 universități din România față de? Față de 0 în alți ani. Și față de câte din străinătate? Față de 50 plus din străinătate. Wow! 50 plus! Oricât am încercat să oferim, știi, o alternativă echitabilă, nu putem. Păi hai să vedem, Firuța. Vorbim, cel puțin la ediția de anul trecut, RIUF în Iași, vorbim de 4200 de potențiali studenți, nu? Așa este, da. 4200 de vizitatori au fost în ediția trecută, în RIUF Iași toamnă 2016. Ne așteptăm la un număr similar în ediția de toamnă 2017. O să mai fie o noutate pentru ieșeni sau pentru cei din zona Moldovei, pentru cei care vor să participe. Va mai exista o ediție de primăvară acestui RIUF Iași. Se va întâmpla în martie, pentru că ne adresăm mai mult elevilor din clasele a 12-a și studenții din anul 3 în acest RIUF de toamnă. Iar în primăvară ne adresăm mai mult claselor a 10-a și a 11-a, cei care se pregătesc poate și vor să afle mai multe informații despre ce înseamnă studiul în străinătate și nu numai. Și în cazul acestor cifre, de ce reticența universităților din România de a veni? Adică, bun, cu ce contraargument vin? De obicei vin cu un contraargument legat de două subiecte. Unu, avem foarte mulți studenți, nu avem nevoie de promovare. Iași. Iașul, spuneai și tu că e un studiu foarte interesant, dar nu mai există, nu mai este de fapt o destinație foarte atractivă pentru elevii din toată țara și poate și pentru elevii din zona Moldovei. Am realizat și o caravană educațională în primăvara trecută și am observat niște dorințe ale elevilor de a se îndrepta către Cluj, către Vest, către Timișoara, către București capitală, dar mai puțin către Iași. Am fost și noi surprinși să aflăm lucrul acesta. Însă, în continuare, foarte multe universități spun, și cele din București, că există studenți, avem foarte mulți cei care aplică, e concurență foarte mare, 7 pe un loc, 5 pe un loc și atunci pentru ce să mă mai duc să mă mai promovez? Însă nu văd niciodată varianta de a fi friendly, de a fi acolo pentru elevi, pentru a da o explicație, pentru a le povesti ce înseamnă să fii student la facultatea de chimie din cadrul universității. Sau de a veni cu plusurile, cu selling points-urile lor. Nu văd lucrul ăsta. Și al doilea argument e că ne promovăm prin mijloacele proprii, că mergem și facem prezentări în liceele din țară sau din zona respectivă și atunci nu mai avem nevoie să participăm la un astfel de târg. Din păcate se întâmplă, e o realitate și poate și acest aspect contează atunci când vedem unde suntem. Din punctul meu de vedere, e important să fii acolo cu jucătorii din prima linie, pentru sigur, că sigur, asta contează foarte mult și cei tineri care sunt interesați văd oferta, pentru că e important să o aduci, nu, la cunoștință și nu se știe niciodată. Poate un tânăr va fi motivat, nu, să rămână și să aleagă să facă studiile aici
în țară? O instituție de învățământ superior, o instituție care dorește să formeze oameni extraordinari, ar trebui să înțeleagă care este puterea alegerii, dar alegerii în cunoștință de cauză. În momentul în care te duci prin evenimentele proprii, prezinți doar o ofertă. În momentul în care prezinți oferta ta alături de altele, încerci întotdeauna să fii mai bun, încerci întotdeauna să vezi ce bariere poți să depășești și poate asta ar trebui să facă, nu? Da. Da, și vezi și tu unde te afli, nu? În comparație cu ce oferte vin din țările vecine, să exact. Spunem așa. E o realitate, probabil e o frică acolo undeva în sistemul educațional românesc, la universitățile din România, că nu vreau să mă alături universităților din străinătate care vin cu materiale interesante, cu oameni care povestesc cu mare entuziasm ce se întâmplă în universități. Ei țin la ceea ce se întâmplă acolo în țara lor, adică ei vin și cred în ceea ce spun, pentru că omul te simte dacă crezi ce spui sau nu, sau e doar așa o simplă prezentare, cum de obicei se practică la noi. Și subliniază foarte mult, universitatea din străinătate, apropo, subliniază foarte mult ce se întâmplă mișto la ei în universitate. Adică tot ce se poate transmite către student, că e numărul unu în topul al satisfacției studenților, că e numărul unu în orice altceva, ei transmit asta pentru că li se pare foarte important. În schimb, la universitatea din România nu vedem chiar această tendință. Spuneai că Universitatea Tehnică a fost cea mai deschisă, da? Cel puțin da. În Iași. Cum? Eu am văzut standul lor și au tocmai această abordare de a fi prietenoși, de a fi deschiși, de a sta de vorbă cu toți oamenii. Nu obosesc, nu dau semne de oboseală și vorbim de câteva ore în care vorbesc cu câteva sute de potențiali studenți, nu? Poate da, chiar da. Îți arată și ce fac acolo, nu? La da, Universitatea sigur Tehnică, că da, da. Vin foarte pregătiți oamenii. De ce la ei se poate? Adică tu ai stat de vorbă cu ei. Cum sunt? Sunt niște oameni foarte deschiși care cântăresc foarte mult problema, se gândesc, ok, care, cât investesc eu, ce rezultate aș putea să am din toată povestea aceasta și cred că vin și cu acest beneficiu, că au un stand foarte interactiv și le arată oamenilor ce pot să facă efectiv în universitate și după terminarea universității, dar nu cred că e imposibil să se întâmple asta și în cadrul altor universități. E adevărat că poate în cadrul anumitor facultăți e mai greu să expui exact ce se poate întâmpla, pentru că nu au o aplicabilitate atât de mare, însă cu siguranță se găsesc câteva facultăți care pot să demonstreze ce fac ei acolo. Până la urmă și la Universitatea Tehnică au venit cei de la mecanică, de la electronică, niște bucățele din Universitatea Tehnică care să le arate oamenilor ce mișto e să fii student acolo. Nu este imposibil și mai au un plus pe care eu l-am urmărit și l-am observat de foarte mulți ani. Merg în străinătate, particip la diferite competiții, se întâlnesc cu omologi din universitățile respective și atunci există această comunicare și știu ce trebuie făcut. E adevărat, schimb de experiență există, cred că la toate universitățile. Există, e da. E important ce iei din acest schimb de experiență și Luna, nu doar la nivel declarativ, am văzut acolo, în România nu se poate, nu. Ce iei de acolo, ce ai învățat și ce poți, cu eforturi, bineînțeles, să implementezi aici. Și cred că ține foarte mult de atitudine, nu? Până la urmă. De atitudine și de oamenii care lucrează pe anumite departamente, departamentul de promovare, de comunicare, pentru că ei sunt cei care duc mai departe propunerea sau vorbesc despre această propunere într-un anumit fel. Dacă lor nu li se pare important și consideră din start că nu avem ce să căutăm la târg, nu vrem să ne promovăm, nu participăm la nimic, e clar că nu va ajunge informația nici la rector, decan sau cineva care are putere mai mare la nivel decizional. Da, suntem aproape de finalul acestei întâlniri. Nu vreau să ne despărțim până ce să nu ne spui ce se întâmplă după o ediție de RIUF, care ar fi clasamentul, primele trei destinații pe care tinerii le aleg. Marea Britanie în continuare prima destinație. Sperăm noi să fie în continuare și Brexitul să nu afecteze în vreun fel tot ce se întâmplă la nivel de taxe, împrumut guvernamental. Olanda e o destinație, spuneam și mai devreme, destul de vizată de elevii români și Danemarca, în continuare, care oferă învățământul gratuit și acele posibilități de a te implica în mod practic la academii, universități, în tot ce înseamnă viața de student.
spunem clar, o destinație este și România, este și țara noastră, trebuie doar să învățăm, să ne inspirăm și să aplicăm. Cum se spune, încercarea moarte n-are. Să încercăm să facem din învățământul din țara noastră să fie unul calitativ, unul prosper și care să ne țină profesioniștii aici în țară. Îți mulțumim pentru prezența, Firuța. Amintește-le ascultătorilor când anume va avea loc RIUF. Îi așteptăm la RIUF pe 12 octombrie la sălile Congress Hall din Palace. Între orele 10 și 16 vom fi acolo cu oferte educaționale din mai multe țări și inclusiv România. Mulțumim tare mult! Și Viva FM va fi prezent acolo, pentru că și anul trecut am fost alături de RIUF și ne-a plăcut ceea ce am văzut. E 13 și 49 de minute. Asta înseamnă că prima ediție din noul sezon a emisiunii Față în Față a ajuns la final. Așadar, am avut parte de un subiect delicat, complex, un subiect care ne privește în mod direct, indiferent de vârstă și indiferent de faptul că suntem sau nu studenți, pentru că avem copii, nu, care vor deveni sau sunt studenți. Ne bazăm pe studenți să facă din lumea aceasta una mai bună și ne bazăm pe aportul lor la tot ceea ce înseamnă dezvoltare. Am vorbit despre faptul că, na, din nefericire, un studiu ne indică faptul că unul din doi studenți care s-au înscris la o facultate nu o termină din nefericire, din vari motive, principalul ar fi cel financiar și, bineînțeles, am vorbit un pic despre reticența, încă o reticență pe care nu o înțelegem, a universităților din România în a accepta ajutor și din afară, adică nu numai de acolo. Sfatul nostru este mare atenție la domeniul pe care îl alegeți pentru a nu fi nevoiți să abandonați după primul an de studiu specializarea la care mi-ați ales să mergeți. Așadar, e bine să faceți alegerile corecte. Trecem în trecem în revistă câteva dintre soluțiile pe care le-am identificat astăzi alături de invitata noastră, dar și de informațiile pe care le-am avut. Consiliere vocațională, foarte importantă în timpul liceului, nu? Nu vă pregătiți pentru o meserie, ci pregătiți-vă pentru că vine viața de adult și atunci responsabilitatea este doar a voastră, da? Mergi, caută, vezi, identifică care e cea mai bună ofertă, dar și ce poți să faci cu ea, nu? Așa este. Universitățile să afle că mai sunt niște opțiuni, cum ar fi opțiuni.ro, admitere online, niște platforme care vin în ajutorul viitorilor studenți și vin și în ajutorul instituțiilor. Și un exemplu de bună practică ar fi Universitatea Tehnică. Așadar, să comunicăm, pentru că este în folosul tuturor. Mulțumim frumos pentru audiție, rămâneți cu programele Viva FM. Imediat vin știrile, după care Sorin Cimbru în Viva Trafic. Alina Cojocaru și Andrei Giurgea vă dau o nouă reîntâlnire miercurea viitoare de la ora 13 cu un subiect ce sunt convins că o să vă placă tare mult. Învățăm de la alții cum să fim mai buni, nu? Să vă fie bine, pa, pa! Toate cele bune!